Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă ediție de Vorbă cu Antreprenorii și astăzi, chiar de ziua ei, o am invitată pe Gina Benio, care este unul dintre membrii Biz Club de Seamă, unul dintre promotorii Biz Club în România, dar totodată ea coordonează și o companie. Se numește compania LG Mechanics, este o firmă despre care ea ne va spune mai multe, este cea care coordonează această companie într-un mod cu totul și cu totul deosebit, dar despre asta ne va spune mai multe Gina Benio. Gina, bine ai venit la noi! Bună ziua, Călin, sunt onorată să fiu alături de tine, alături de comunitatea Biz Club, alături de comunitatea de Vorbă cu Antreprenorii și cu toată lumea care își dorește să se dezvolte și să crească și îți mulțumesc mult că m-ai invitat. Gina, mă bucur și eu tare, tare mult că ești aici. Aș vrea să te întreb ce are deosebit LG Mechanics față de orice altă companie de prelucrări mecanice? Măi, față de orice altă companie de prelucrări mecanice, LG Mechanics are deosebit faptul că aplică sistemul Lean. Și aplicarea acestui sistem ne ajută să avem o perspectivă total diferită a business-urilor față de toți care lucrează în acest domeniu, pentru că efectiv vedem lucrurile total diferit, facem diferit fiecare analiză și suntem legați direct cu clienții și cu dorințele lor printr-o altă abordare. Vorbai mai devreme de sistemul Lean. Pentru cei care nu știu ce este Lean, eu știu ce este pentru că am tot auzit și chiar am văzut practicându-se acest sistem. Ce este acest sistem Lean, de unde vine el și așa pe înțelesul tuturor cum i-ar putea ajuta pe cei care ne urmăresc să fie mai buni în afacerile lor? Sistemul Lean s-a dezvoltat în Japonia după al doilea război mondial, după care a fost dus la următor nivel de către americani, de marile firme de automobile și de câțiva ani de zile, de vreo 15-20 de ani, a început să se aplice și pe la noi așa mai ușor și efectiv este un sistem prin care reușești să optimizezi toate resursele de care ai nevoie în așa fel încât să obții aceeași valoare pe care o obții astăzi, dar cu mai puține resurse, cu mai puțin spațiu, cu mai puține persoane, cu mai puțin bani cheltuiți. Efectiv, optimizezi, este optimizarea dusă la cel mai mare nivel posibil. Da, știu că mă spuneai că în compania voastră ați reușit să obțineți și rezultate cu 40% mai bune decât ale companiilor cu același domeniu de activitate. Asta cred că spune ceva despre faptul că sistematizarea unui business folosind sistemul Lean pe care voi l-ați aplicat și l-ați gândit și l-ați dezvoltat, pentru că am văzut că nu e doar un sistem Lean simplu, ci l-ați dus la următorul nivel. Hai să trecem la întrebările mai pământene, dacă vrei. De ce antreprenor, Gina? De ce antreprenor? Pentru că mi-am dorit foarte mulți ani ca să pot să pun în aplicare ceea ce am învățat într-o modalitate în care să aibă foarte mult contact cu oamenii și într-o variantă în care fiecare om poate să devină cea mai bună variantă lui pe bune. Varianta lui pe bune. În sensul în care în foarte multe organizații ți se impun anumite lucruri și până acolo poți să mergi și nu mai mult de atât, pentru că ăla este standardul acolo și aia este. Și mi-am dorit ca să aplic ceea ce am învățat în acești ani de zile și mi-am dorit să aplic o variantă a mea de Lean, pentru că sunt convinsă că funcționează din cauza anilor precedenți în care am format foarte, foarte multe persoane și am văzut unde au ajuns ele, deși la început erau persoane care mergeau cu capul în jos pe stradă. Apropo de asta, hai să luăm puțin parcursul tău antreprenorial, pentru că tu nu ai devenit antreprenor peste noapte. De fapt, sunt puțini care devin antreprenori peste noapte. Tu ai devenit antreprenor treptat. Mai întâi ai fost un foarte bun profesionist și mai apoi ai ajuns să fii antreprenor odată cu dezvoltarea ta ca și om, dezvoltarea ta personală, odată cu creșterea ta a abilităților tale, poate de leadership. Atunci hai să luăm de unde și cum ai ajuns antreprenor. Mai am absolvit facultatea de agricultură, care nu are nicio treabă cu ce am făcut în următorii ani de zile.
Și m-am angajat la o multinațională pentru că aveam nevoie de un job. Uh-huh. Acolo am lucrat ca și operator calitate, deci efectiv am început deci de la zero. Primul job a fost pe operator de calitate. Operator calitate. Uh-huh. După aceea am cerut mereu provocări pentru că nu doream să mă plictisesc, am o problemă, deci eu am nevoie mereu de provocări, dacă nu mă plictisesc și dacă mă plictisesc trebuie să fac, să mă duc în altă parte, dacă nu se... Aș pune un mic time out aici pentru cei care ne urmăresc, pentru că într-adevăr una dintre trăsăturile antreprenorilor de succes este tocmai inovația, iar inovația vine din această, hai să spunem, abilitate de a nu te plictisi, a nu vrea să te plictisești, abilitatea de a căuta totdeauna ceva nou. Sunt niște căutători. Da, și practic, bineînțeles că eu niciodată nu m-am gândit că o să continui nebunia asta și până unde o să ducă, da, e bine. În sensul că următoarea mea provocare a fost să devin responsabil de calitate. Uh-huh. Mi-era o frică nebună de șeful meu și am ajuns să-l înlocuiesc. Aha. După care am mai trecut vreo 2 ani de zile, am rezolvat toate problemele care erau acolo de rezolvat, că pe vremea respectivă cel care avea business-ul a întrebat dacă a venit Fecioara Maria în secția respectivă, că s-au întâmplat minuni. Uh-huh. De fapt, nu erau minuni, erau tehnici foarte bine aplicate, cu foarte multă perseverență. Uh-huh. Și foarte mult lucrat cu oamenii și chestiile astea ne-au dus la rezultate. Îmi place să extrag din ceea ce spui tu lucrurile care s-ar putea să aibă relevanță și de asta îmi permit să am unele intervenții. Într-adevăr, e foarte bine, foarte bine ce spui. Sunt mulți oameni care, sau mulți antreprenori care ce fac? Iau, citesc despre anumite tehnici și nu le mai aplică. Ce văd la tine este dorința aceasta de a lua niște concepte, de a lua niște lucruri care poate pe alte, în alte locuri au funcționat, de a le lua, de a le adapta nevoilor tale și de a le pune în practică. Ceea ce rar vezi la un antreprenor acest echipament complet. E echipamentul, ce spuneam mai devreme, e partea de viziune, de a căuta idei noi, dar totodată și partea de implementare. Se spune că într-un business ca să funcționeze e nevoie de un vizionar și un implementator. Văd că tu ai reușit să-i aduci pe amândoi la un loc. Încerc, am și mult ajutor din partea mentorului meu, dar nu cred că există reușită, adică cred că dincolo de idealuri, dacă nu te pui să lucrezi și să acționezi pe chestiile pe care vrei să le faci, nu ai cum să mergi la următorul nivel. Pentru deci că ai ajuns să coordonezi acel departament care a început să funcționeze foarte bine, da, și după aceea? Și după aceea, ca o nemernică mică care sunt, așa, la următoarea evaluare am cerut o nouă provocare și am primit cea mai groaznică secție de producție. Uh-huh. Ca și responsabil de producție, cu cele mai multe persoane semi-analfabete. Uh-huh. Foști pușcăriași, adică tot ce era mai rău era în partea aia. Deci ai avut o echipă foarte greu de gestionat. Am avut o echipă foarte greu de gestionat. Și am reușit cu acea secție într-un an jumate să am cele mai bune rezultate alături de echipă. Deci nu e că le-am făcut eu, le-am făcut noi. Uh-huh. Din partea respectivă de fabrică, efectiv. Foai! Deci ai reușit ca niște oameni, hai să spunem, care unii dintre ei erau semi-analfabeți, unii dintre ei cu foarte multe probleme, poate aveau și probleme, ai reușit să-i crești și să-i dezvolți în așa fel încât să ducă acea secție la next level. Călin, cred că trebuie să vorbim și despre asumare. Uh-huh. Adevărul e că noi am recuperat pe toți. Uh-huh. Adevărul e că am recuperat un procent foarte mic, probabil 5%. Efectiv, i-am ajutat să plece. Uh-huh. În așa fel încât pot valorifica persoanele care aveau potențial, dar erau într-un cont de umbră. Și am adus alte persoane din alte secții sau din afară cu care am putut să ne construim echipă de care aveam nevoie, pentru că nu poți să faci performanță ținându-i pe toți în spate. Uh-huh. Care nu sunt interesați, pentru uh-huh. că pe lângă faptul că nu ai rezultate, îi demotivezi pe cei mai buni oameni din echipa ta care îi văd pe ceilalți care nu lucrează. Adică eu chiar sunt un om puțin mai dur și când trebuie să fac curățenie, fac. Știi, de ce zâmbesc? Pentru că rar vezi o doamnă, o domnișoară, o doamnă fină, finuță, care într-adevăr reușește să pună piciorul în prag, ba mai mult reușește să gestioneze cu o mână de fier o secție care, vorba aia, sunt oameni de nu atât de educați. Și atunci zâmbesc pentru că, apropo de asta, reușești să ai o flexibilitate, reușești să aduci o flexibilitate care totodată în unele contexte te face să fii antreprenorul cu care se poate sta la masă de la egal la egal, dar totodată în unele contexte reușești să te poziționezi în așa fel încât cei din jurul tău să facă treabă. Măi, Călin, cred că aici contribuția au părinții mei.
Pentru că eu vin dintr-o familie foarte simplă, noi am fost de foarte micuți obișnuiți să lucrăm, am avut responsabilități. Am crescut cu 3 frați mai mari, de vă imaginați că am făcut armată acasă. Și asta m-a ajutat foarte mult în viață, pentru că eu reușesc să lucrez cu muncitorii, pentru că eu sunt un om muncitor. Și știu ce așteptări au, știu ce înseamnă să pleci de la venituri foarte, foarte modeste, până la venituri care să-ți permită să-ți iei cam tot ce-ți dorești, în limita bunului simț. Și atunci mie nu mi-este foarte greu, mi-este foarte natural să lucrez cu oamenii, indiferent de nivelul lor de trai sau nivelul lor de competențe, cunoștințe. Și cred că aici a fost educația părinților. Cred că ți-ar fi interesat de urmărit, la Gina, ar fi interesat de urmărit care sunt valorile în care ea crede, credințele pe care le are. Chiar, ce este pentru tine, Gina, cel mai important în viață? Cel mai important în viață, wow, deci cred că sunt multe chestii care sunt importante în viață. Cred că ceea ce este extrem de important este să fim cinstiți, să fim onești cu noi, cu cei din jur, și să nu renunțăm la ceea ce suntem noi, orice ar fi. Ăla cred că pentru mine este un om autentic, ăla care își menține punctul de vedere și felul de a fi și felul în care transmite ceea ce face în orice context, în orice împrejurare, chiar și în cel mai greu moment din viață, să rămâi tu. Și cred că asta rămâne după ce noi nu mai suntem, în amintirea oamenilor, cum am fost noi, ce lăsăm după noi, în așa fel încât să miște ceva în ceilalți oameni. Asta este cel mai important pentru mine, ce aș putea să fac eu, în așa fel încât să schimb viața unui om, să-l ajut să-și dea seama cât e de tare, ce potențial are. Asta e cel mai important. Mulțumesc mult pentru că împărtășesc cu tine mare, mare parte din asta și cred că astea sunt lucrurile care reușesc și pe noi în comunitățile, poate în Business Club, în comunitățile din care facem parte, reușesc să ne aducă împreună. Pentru că sunt acele valori, valori comune pe care le împărtășim și aceste valori nu doar ne dau nouă valoare, ci dau valoare întregului grup care mai apoi se propagă în comunitatea din care facem parte, oamenii care conducem și așa mai departe. Gina, am pentru tine o provocare și provocarea sună în felul următor. Uitându-te în spate acum la trecutul tău, care ar fi trei lucruri pe care, și trei sfaturi pe care totodată ai putea să le dai celor care ne urmăresc, trei lucruri care merită luate în calcul atunci când pornești pe cariera aceasta antreprenorială? Pentru că odată ce ai făcut acea secție foarte, foarte bună, următorul pas a fost? Următorul pas a fost ca mentorul nostru, cel care mi este mentor și acum, a fost să dezvolte prima echipă Lean în acea multinațională. Nimeni nu știa pe vremea aia despre ce este vorba, adică vorbim de acum 8 ani de zile. Părea o nebunie și eu am fost aleasă pentru partea de calitate și producție în acea super echipă, pentru că rezultatele pe care noi am reușit să le obținem m-au recomandat ca fiind cea mai în măsură să gestionez partea respectivă pentru super. Toate celelalte secții și să-i formez pe toți șefii de secții din partea respectivă și de calitate. De la dezvoltator de echipă ai ajuns la dezvoltator de dezvoltator de echipe. Da. Și acum? După aceea, din curiozitate, pentru că mi-am dat seama că în acea multinațională nu puteam să cresc mai mult, deci ne-am ajuns acolo, deci mi-am dat eu seama care e limita și gata. Am făcut 2 ani de zile consultanță în Italia, tot pe partea de Lean, pentru că eu doream să înțeleg dacă știu să fac Lean, pentru că știam în multinațional aceea toate procesele de la magazioner până la inginer. Ai vrut să vezi în alte contexte dacă reușești să aplici. Sau Lean-ul este într-adevăr un sistem care se poate aplica oriunde, de la un chioșc și până la cea mai mare fabrică ever. Ți-ai luat un sabat, nu știu cum se numește, călătorie sabatică de 2 ani, prin care ai încercat să vezi dacă Lean-ul funcționează și în alte. Da. Și apoi? După care, mentorul meu mi-a spus vreau să deschid un startup și ești singura persoană care i-aș încredința banii mei ca să mi-i gestioneze, pentru că ai lucrat în echipa mea 7 ani de zile și am văzut ceea ce faci și sunt convinsă că cu competențele mele, pentru că el are cunoștințe și competențe pe partea de programe mecanice și cu determinarea ta de aplicare, de pasiune, de entuziasm, tot ce faci pentru partea de Lean,
putem să facem cel mai tare business de prelucrări mecanice care există în România. Da, dar ăsta este un business care încet, încet, cu siguranță va deveni un model pentru alte business-uri de prelucrări mecanice. Și hai să revenim la cele trei idei. Trei idei pentru antreprenorii care ne urmăresc, pe scurt, lucruri care pe tine te-au ajutat. Mai să nu vă fie frică. Deci dacă trebuie să faceți o chestie, faceți-o și gata. Domnul, mama, e de treabă, ce se poate întâmpla. Vă puneți o faceți și vedem ce se întâmplă. Nu considerați că rezultatele pe care le obțineți sunt un eșec. Poate să aibă un randament mai scăzut activitatea respectivă, o regândiți, o replanificați, mergeți mai departe, o duceți la nivelul următor. După 2-3 cicluri din astea închise, cu siguranță vă iasă o chestie fenomenală de care nu credeți că o să fiți în stare înainte să o începeți, că nu, despre asta e vorba. Numărul 2, nu stați în acele contexte care nu sunt despre voi. Nu lucrați cu oameni care nu vă înțeleg și care nu reușesc să vă ducă pe voi la următorul nivel. E ca într-o căsnicie. Deci nu poți să stai cu cineva care nu te iubește pentru ceea ce ești tu și care nu te sprijină pentru ceea ce ești tu. La fel există și în business. Nu te pune să lucrezi cu oameni care nu cred în ceea ce crezi tu. Nu lucra cu oameni în echipa ta. Nu fă parte din echipe în care cel care conduce echipa nu crede în ceea ce crezi tu. Pentru că nu e despre tine și dacă nu e despre tine, nu are rost. O să stai tot elanul și entuziasmul. A treia sugestie, măi, credeți în voi. Deci e fenomenal ce poți să faci dacă crezi în tine. Cu frică, du-te înainte. Cum poți să ajungi să crezi în tine? Pentru că am văzut, uite, eu în cursurile mele de public speaking, în cursurile pe care le fac cu lideri, cu oameni de la tot felul de organizații, și eu am exact aceeași credință, că tot ce mi se întâmplă este spre binele meu și cred în mine, și asta mă ajută la stima mea de sine. Cum poți ajunge să crezi în tine, ca să ai o stimă de sine bună? Ce ai făcut tu, în cazul tău? Păi eu, în primul rând, am avut un mentor. A, luați-vă un mentor. Deci am avut întotdeauna un mentor. Asta este o componentă importantă a stimei. Și mai este o chestie, mai nu lucrați pentru oameni care sunt mai slab pregătiți decât voi. Adică trebuie să fie mai bun decât tine. Eu nu lucrez cu oameni care sunt mai slabi decât mine. Trebuie să completăm competențele. Dacă ajung să lucrez cu cineva și îmi dau seama că la fiecare subiect despre care vorbim îl închid pentru că sunt mai bine pregătită, s-a terminat povestea. Deci cum să mă duc pe mine omul ăla la următorul nivel? N-are cum să mă duc. Și găsește-ți contextele care să te crească. Mustai contextele în care crești, contextele care te ajută, cum este Biz Club. Deci este un context în care toată lumea crește. N-ai cum să nu crești în Biz Club. Obligat, forțat, crești, că te uiți în jurul tău, vezi, oamenii te influențează. Este extrem de importantă partea asta. Dar, nu știu, cred că e crucial. Nu lucrați pentru oameni în care nu credeți. Deci dacă nu e mai bine pregătit de tine, ce să faci cu el? Acum vom intra într-o zonă puțin mai sensibilă. Știu că în accesiunea noastră, noi antreprenorii, avem și, hai să zicem, momente de cumpără. Momente în care suntem puși în fața unor decizii. Vreau să te întreb, dacă ai avut o astfel de moment în care ai fost nevoită să iei o decizie, ce decizie ai luat și ce ai învățat din asta? Foai, deci am avut mai multe. Știu, alege unul care crezi că e relevant și pentru cei care ne urmăresc. Cred că cea mai provocatoare decizie pe care am avut-o a fost atunci când am ales să mergem pe calea antreprenoriatului. Pentru că ceea ce am făcut eu în anii trecuți mi-a asigurat un confort financiar mai mult decât decent. Deci eram obișnuită să am mereu bani, să mă duc unde vreau, să fac ce vreau și timp destul, pentru că atunci când ajung să fiu un foarte bun performer, nu mai trebuie să lucrez un număr mult mai mare decât 8, pentru că ești foarte eficient. În schimb, când am început partea asta cu antreprenoriatul, a început nebunia, pentru că din cauza faptului că îmi place foarte mult ceea ce fac, inclusiv toți banii mei intră aici. Și a fost puțin mai... A fost ciudat că... Da, a fost puțin ciudată trecerea asta dintr-o parte în alta. Și... Nu-ți mai rămâneau, ce zice, că nu-ți mai rămân bani la final de lună, ci îți rămâne lună la finalul banului. Da, ceva de genul ăsta. Și am învățat, nu mi-a fost foarte... A fost ciudat, nu a fost greu. Pentru că eu de mică am fost obișnuită să îmi gestionez banii. Și indiferent de câți bani câștigam, să reușesc să supraviețuiesc cu banii aia. Și chestia asta învățând-o, inclusiv când eram în școală și eram la un internat, știam câți bani am, știam că trebuie să-i împar pe 5 zile. Ce ai învățat din trecerea la antreprenoriat, din decizia asta? Ce am învățat, că întâi e greu ca să fie după aia bine. Întâi e greu ca după aceea să fie bine. Deci asta e musa. Gina, vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai acceptat provocarea ca astăzi, de ziua ta, când împlinești 18 anișori, asta așa, 18 anișori, când împlinești o vârstă frumoasă, ai acceptat invitația de a fi alături de noi la De Vorbă cu Antreprenorii. Mulțumim mult!
Și eu mulțumesc, Călin. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.